Asta să vă arăt ceva. Deci, asta se observa, da? Dacă se vede. În primul rând trebuie să mă obișnuiesc cu faptul că sunt în pantaloni scurți și suntem tot în ianuarie. Good evening everyone. The highlights of the news this Thursday. Traffic accident. Beaver County man being held for murder. And more labor. Cum își setează în Digital Nomad locului de lucru, așa cum a ajuns, secunda 2, care e conexiunea la internet, care e parola, unde e priza. Apropo, priza în Singapore este cu 3. Adică luați-vă un adaptor dacă veniți aici, v-am mai zis de fiecare dată, este similar cu UK. Nu o să intru foarte mult în cameră pentru că locuiesc la o prietenă în Singapore și nu vreau să intru în intimitatea ei. În schimb, o să vă arăt și micul dejun. M-a pregătit un porridge aici. Se aude apa la baie, dacă auziți, este Anca. Un porridge așa și mă simt înapoi în facultate. Bună dimineața, este prima zi în Asia, prima dimineață. M-am trezit zâmbind și cu gândul la voi, voiam să vă dau raportul, să vă zic că am ajuns, sunt în regulă. Am ajuns ieri cu o blăniță așa pe mine și cu geaca de piele, iar acum sunt așa îmbrăcată și trebuie să mă obișnuiesc că în următoarele luni cam asta va fi. O să fac acest episod destul de scurt doar pentru a vă arăta cum a început toată nebunia cu Asia. Primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns aici a fost să văd care e faza cu cartera. Am o carteră locală cu internet. În caz că vedeți cum transpiră fața, să știți că în Singapore nu că este umezeală, este mega umezeală. Mi-am dat seama că mi-am luat placa la mine inutil. Sunt absolut convinsă că nu voi folosi toate aceste zile. Să o luăm cu începutul, să o luăm cu începutul. Am plecat, m-am trezit vineri dimineața pe la un 7 așa ca să-mi fac bagajul, că mai aveam o parte. Am fost la birou și apoi am fugit direct la aeroport. Am plecat din România vineri la 11:35, mă rog, s-a mai întârziat aproape de miezul nopții și am ajuns în Singapore tot vineri de ora 9:30. În principiu au fost 7:05 ore, tranzitul și escala au fost în Doha, 3 ore, nici măcar nu le-am simțit. O să vă spun ceea ce spun tot timpul și cred că v-am povestit și vouă la zborul spre state. Decât să mergi cu o companie care îți dă emoții și la bagaj și la condiții de a călătorii atâtea ore, mai bine dai 100-200 de euro în plus la avion și ajungi rapid, fără 70.000 de escale. Una singură este suficient, dacă se poate 2-3 ore, preferabil să nu stai 15-16 ore și e perfect, adică n-ai probleme. Mulțumesc, Qatar, pentru faptul că ai fost punctual, pentru toată comoditatea din avion, pentru personalul foarte drăguț și credeți-mă că asta nu este sponsor ads, nu am venit pe banii mei. Dar chiar mente felicitări Qatarul pentru personal, pentru condiții, punctualitate, minunat. Iar în aeroport când am ajuns, am mers la Immigrations. Nu e foarte complicat, se completează un formular chiar din avion, pe care îl primești în avion. Mi-au mai cerut biletul de ieșire din Singapore și cam asta a fost tot. Cred că a durat undeva la 10 minute, un sfert de oră cu tot cu coadă. Bagajul era ok, era în regulă și el, nici n-a fost deteriorat, nici aruncat prea tare, l-am sigilat înainte să plec, nicio problemă. Am ajuns la miez de noapte, la Anca, ne-am instalat, am desfăcut bagajul și am adormit buștean. Și m-am trezit în dimineață și am conștientizat, cred că, deși știam că o să vină astea la căldură, cred că a fost prima oară când am conștientizat că urmează 2 luni în care voi fi în astfel de hăinuțe, adică foarte, poate sunt mai rămărcată pentru că este extrem, dar extrem de cald. În momentul ăsta în care vorbesc cu voi acum, simt că deja curge totul de pe mine și machiaj și
ce vreți voi, că mi se lasă părul. Am înțeles că Victoria Beckham a fost pe aici, a postat despre faptul că părul este frizz tot timpul. N-ai ce să-i faci. Placa este absolut inutilă. Fetelor, dacă vreți să veniți în Asia, în general, și în Singapore, în special, nu vă luați placă când aveți ce să faceți cu ea. Și probabil o să leșin de cald dacă nu închei acum, pentru că deja simt că mă topesc. Mulțumesc foarte mult celor care dau share primului clip, dar și celor care doar s-au uitat. Nu uitați să dați acolo un subscribe, aventura în Asia continuă. Urmează câteva daily vloguri din Singapore, pentru că am înțeles că ai foarte multe de văzut. Mi-a făcut Anca un mic itinerariu. Sper să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și ne vedem cât de curând cu un daily vlog din Singapore pentru a vedea ce oferă acest oraș. Să aveți o zi excelentă!